Testele toxicologice au stabilit că Nicolo, un băiețel de 2 ani, a murit din cauza unei supradoze de hașiș, tatăl acestuia fiind cercetat pentru omor din culpă. De asemenea, în corpul lui au mai fost depistate și urme de heroină și cocaină. Poliția suspectează că tatăl avea în mod curent droguri în casă, iar băiețelul le-a găsit și le-a mâncat. Conform știri de Cluj.ro, Nicolo Feltrin a murit în seara zilei de 28 iulie 2022 în spitalul din Pieve di Cadore, însă testele toxicologice au fost finalizate acum, iar tatăl Diego, de 43 de ani, a fost pus sub acuzare potrivit La Stampa. În după amiaza zilei respective, copilul a rămas în grija tatălui pentru că mama era la serviciu. Copilului i s-a făcut rău și a fost dus la spital, unde a murit. Anchetatorii au stabilit încă de la început că băiețelul era intoxicat cu droguri, însă nu s-a știut până acum dacă acestea i-au provocat moartea. Tatăl băiețelului le-a spus anchetatorilor că micuțul a ingerat o substanță ciudată în parcul de lângă casă, în timpul plimbării de prânz. Bărbatul a spus că și-a dat seama imediat și că l-a făcut pe copil să scuipe, însă criminaliștii care au cercetat parcul în cele mai mici amănunte nu au descoperit nimic acolo. În prima fază a anchetei, tatăl a fost chemat de carabinier pentru un test al firului de păr, pentru a face legătura între drogul găsit la copil și substanțele pe care le-ar fi consumat acesta. Dar în ziua stabilită, acesta s-a prezentat la laborator tuns chel. Mama a fost și ea chemată pentru teste, dar a refuzat pe motiv că nu are calitate de suspectă. Totuși, decizia ei a ridicat suspiciuni. Ulterior, anchetatorii au percheziționat apartamentul în care locuia familia, ocazie cu care a fost găsit hașiș. Urme din acest drog au fost descoperite și într-o cană aflată pe noptiera de lângă patul copilului. Deocamdată se suspectează că băiețelul a găsit drogurile în casă și le-a ingerat. Ancheta în acest caz este în curs, conform știri de Cluj.ro.